Înființarea unui centru de permanență la Burdujeni este prima propunere concretă lansată de Direcția de Sănătate Publică Suceava, urmând ca în perioada următoare să fie stabilite și alte zone unde ar putea funcționa astfel de unități. Șeful DSP Suceava, doctorul Ludovic Abiței, a anunțat că centrul din Burdujeni ar putea fi amenajat în clădirea fostului cinematograf, care a fost reamenajat de primărie. În cartierul Burdujeni e o afluire mare de populație și există și mai mulți medici, de aceea e potrivit acolo un centru de permanență. În acest mod ar putea fi deserviți și pacienții de la Salcea, Plopeni, Adâncata, Călugăreni și chiar Zvoruștea și Pătrăuți, a explicat Ludovic Abiței. Acesta a adăugat că numărul centrelor care se vor înființa în județ depinde de bugetul alocat de Ministerul Sănătății. Se pare însă că medicii nu sunt entuziasmați că sunt obligați să facă gărzi, altfel riscând penalități. Până pe 25 februarie, DSP trebuie să prezinte Ministerului Sănătății lista cu medicii care vor lucra în aceste centre, care vor fi funcționale din aprilie, când intră în vigoare și contractul cadru pe 2011. Potrivit unei ordonanțe de guvern de săptămâna trecută, medicii de familie aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, care își desfășoară activitatea în localitățile arondate teritorial la centrele de permanență, sunt obligați să asigure continuitatea asistenței medicale primare în aceste centre, începând cu prima zi a săptămânii și până vineri, între orele 15 și 8. În zilele de sâmbătă și duminică și cu ocazia sărbătorilor legale, serviciul de permanență se va efectua în intervalul 8 și 8 a doua zi.